Așadar, în momentul ăsta, ce știm despre Liga 1 e următorul lucru. Două formații s-au făcut de râs într-un mod destul de zdravăn, FCSB și CFR Cluj. Mai scot ele capul în lume? Probabil că da. FCSB s-ar putea chiar să nu aibă nicio emoție din punctul ăsta de vedere, pentru că joacă cu Botoșani. Iar statistica în meciurile cu Botoșani e una aproape fabuloasă pentru FCSB. S-au întâlnit de 11 ori de când a revenit Botoșani în Liga 1 sau de când o fi promovat, nu știu dacă a mai fost înainte. De 11 ori, în 9 din aceste 11 meciuri, Botoșani nici măcar nu a marcat. Un singur rezultat de egalitate, în rest, înfrângeri pe linie. E adevărat, era mai bine joace cu Voluntariu, că Voluntariu o bate oricine. Da, poate că nici cu Botoșani nu-i rău. Ce a zice de o cotă 40 pentru această variantă? Eu zic că e o cotă care merită încercată. Unu solist, FCSB, cota 40. Nu e o greșeală. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro. Acolo colegii mei v-au făcut o prezentare a acestui meci și a pariului pe care îl puteți câștiga. Și de asemenea, peste 7,5 cornere, o cotă de 1,40. Iarăși, în naivitatea lor, probabil se vor năpusti unii pe alții și, dacă nu intră în poartă, măcar cornere să vedem. Hermannstadt, mediaș 1x. Mediașul în primele 3 etape luase 7 puncte, după care încă 3 etape a mai luat un singur punct. Acum merge la o echipă serioasă. Dacă mediașul e ba sus, ba jos, Hermannstadt-ul e o echipă serioasă, nu are posibilități, dar își dă viața pe teren sau, mă rog, măcar o parte din ea. N-ar trebui să ne păcălim cu acel rezultat de 0-0 din ultima etapă cu CFR Cluj, pentru că știm că CFR-ul a jucat cu rezervele. Astra Giurgiu, Voluntari, 1 și peste 1,5 goluri. Vă spuneam, cea mai slabă echipă a campionatului, această Voluntari. Să zicem că Astra ar trebui să câștige și să se marcheze goluri, dar pentru mai multă siguranță, iată ce pariu bun, 1 și peste 1,5 goluri, 1,45, depus pe un bilet. Echipa cealaltă dintre prietenii noștri, adică după FCSB, altă prietenă a noastră, a pariorilor mai ales și cu atât mai mult a pariorilor informați, CFR Cluj, cea care a facilitat un succes al lui Dudelange în urmă cu o zi, joi mai precis, 12 era cota lui Dudelange, 12, 13, 14 chiar la unele case de pariuri. Așadar, CFR Cluj o întâlnește pe Viitorul. Două formații despre care s-ar putea spune că sunt ultimele două campioane ale României. Dar ce campioane, prieteni? CFR Cluj bătută tur-retur de Dudelange, iar Viitorul spulberată și anul trecut și anul ăsta în cupele europene. Vă aduc aminte meciul cu Ghent, parcă 5-0 sau 5-1 cât ori pierdut acolo. Practic două echipe de excepție, așa e când se întâlnesc ultimele două campioane. Oaspeții marchează o cotă de 1,56, asta ar fi pontul redacției. Viitorul ar putea să profite de CFR Cluj acum, pentru că este un deranj destul de mare, dar eu nu sunt sigur că tot ceea ce am văzut în partida cu Dudelange a fost, adică la televizor să mai pierd nuanțele. Cred eu că acele nuanțe au fost unele mai simpliste, așa. Cred eu că la CFR Cluj cu Dudelange au fost mai multe lucruri decât s-a văzut la televizor. Oaspeții marchează teoretic, dar asta în ideea în care vă spuneam, judecând după partida de Europa League. Și mai avem Iași cu Chiajna. Iași a făcut un singur meci cât de cât bun, cel cu Botoșani, în urmă cu două etape. Judecând după acea prestație, să zicem că ar trebui să scape fără să ia bătaie de la Concordia Chiajna. 1 cu handicap asiatic 0 înseamnă că mizăm pe victoria Iașului, dar dacă se termină egal, primim bani înapoi. N-ar fi chiar primul pariu pe care l-aș face în această etapă de Liga 1, dar să recunoaștem pe de altă parte că e o etapă grea. Astra cu Voluntari pare cel mai tentant, însă sincer, mi-e teamă ca tocmai la acest meci să nu apară, Doamne ferește, vreo surpriză. Așadar, etapă complicată. Nu uitați, ambele marchează la Craiova cu Dinamo. Trecem la subiect.